Primarul Comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu, ne-a vorbit despre obiectivele stabilite pentru noul an 2020, dar și despre proiectele pe care le are în vedere în următorul mandat de primar. Lucrările aflate în momentul de față în derulare în unitățile de învățământ din comună reprezintă principalul obiectiv al primarului la început de an. Și într-adevăr, să știți că ritmul de execuție la acest proiect este mult mai puternic decât mă așteptam. Timpul a favorizat execuția lucrărilor, se lucrează bine și sunt peste grafic la ora actuală. Când ar trebui să finalizați lucrările? Păi normal, conform contractului, în 2 ani de zile, dar noi sperăm ca la finalul acestui an, adică la finalul, chiar prin august-septembrie, să fim gata cu tot. În afară de școli, care ar fi următorul proiect și obiectiv pe care îl urmăriți? Trebuie să continui cu etapa 2 la apă și canalizare, la distribuția apă și canalizare. Săptămâna viitoare trebuie să rezolvăm treaba, adică să-mi dea ok-ul ministerul și să dau drumul la treabă. Extindere de rețea aveți, nu? La apă și canalizare. Am și extindere de rețea la apă, dar da, dam la canalizare. Și extindere și modernizare. Extindere se bazează mai mult pe branșament pentru cetățeni. La ora actuală nu am decât un singur modul. Dar funcționează foarte bine și funcționează la capacitate. Să vedem cum îi legăm pe ăștia din zonă. Deci, la ora actuală, dacă în urma acestei lucrări, se pot rezolva problemele pentru colectarea apelor menajere, așa, pe aproape suprafață de 60%, 70%, să zic. Se poate rezolva preluarea. Dar pentru asta, momentul când tot 70% din cetățeni de servici de rețeaua unde se execută, mai trebuie cel puțin un modul sau două făcute, executate. Pentru a putea prelua? Pentru a prelua întreaga cantitate. Mm-hmm. Dar funcționează, totul e automatizat. Mm-hmm. De câte ori a venit ăștia la apele române, nu au constatat absolut nimic, niciun fel de obiecțiune, n-a făcut. Bine, mai trebuie să mai... Nu știu ce mai trebuie făcut acolo, dar trebuie rezolvat, o să rezolv. Lucrările la baza sportivă au... La baza sportivă o să fie cât de curând rezolvate, uh-huh. Adică să începem și execuția la baza sportivă. Cel mai tare mă deranjează faptul că o să modernizez școala și eu n-am o sală de sport cum trebuie. Aș dori din tot sufletul ca acea fostă clasă de unde ne desfășurăm activitatea sportivă să-i dăm cu totul o altă destinație. Dar pentru asta urmează să rezolvăm problema. V-am mai spus și mai repet încă o dată, e groaznic atunci când în o sală dintre asta normală de clasă, unde ne desfășurăm activitatea de sport, lucrează 2 profesori cu 2 clase. Asta e situația la Roseți. Da. Dar să sperăm că CNIU își va face datoria și în viitor apropiat declanșăm treaba așa. Acolo nu depinde de noi. Da. Vor demora lucrările. Da. Asta încercam să vă spun. Anul trecut ne vorbeați că unul dintre principalele obiective pentru următorul mandat de primar ar fi aducerea gazelor în localitate. Cam în ce stadiu este acest proiect? În fază de SF. Mi-am rezolvat treaba cu SF-ul. Uh-huh. Trebuie să făcute cuva schimbări. Eu v-am informat pe dumneavoastră. Da. Făcute schimbări la SF un pic și se rezolvă. Găsim, sunt 2 variante, 2 soluții, vedem care între ea este cea mai bună. M-am găsit totuși o soluție extraordinar de bună, dar să vedem ce ne comunică și ANR-ul. Dar aici zic eu că se pot rezolva treburile. Mai ales pentru Comuna Roseți se pot rezolva problemele. În cartierul de tineri,
Ați reușit să duceți asfaltarea, să duceți utilitățile? Nu. N-am făcut decât trama stradală. Deci am făcut. Sunt două artere de circulație, una înființată nouă, deci, de fapt, modernizată, și una care e executată, modernizată, mai mult de timp, prin programul prin măsura 1-2-5. Acolo, din punctul ăsta de vedere, se rezolvă treaba. Urmează ca ulterior să, odată cu evaluarea punerii în posesie a tinerilor care beneficiază, conform legii 15, de acest drept, să mai extindem tot ce avem acolo, utilitățile. În primăvară acum, mi-aș dori să introduc și apă, măcar o singură rețea pe o singură stradă, unde, de fapt, urmează să dăm locuri de casă tinerilor. Am făcut demersuri pentru o extindere rețea de distribuție energie electrică și ilumina publică. Sunt în discuții cu o societate care își dorește a executa proiectul pentru acest lucru, deci a și câștigat acest proiect la licitație. În schimb, nu-l declanșez pentru faptul că sunt niște probleme. Adică nu există un program la ora actuală pe care noi să-l promovăm, proiectul respectiv, SF-ul respectiv. El este, v-am spus, în execuție, deja e în operare. Dar aștept totuși un proiect, un program care, pe care să aplicăm, să lansăm aceste proiecte. Cred că sunt foarte multe localități care își doresc acest. În această situație, da. S-ar fi părut odată, și din câte știu eu, la insistențele noastre ale primarilor, am reușit să răzmulgem o promisiune foștilor guvernanți prin care ar fi acceptat ca cu PNDL 3 să putem promova aceste lucrări. Arabas în coadă de pește atâta timp cât se pare că PNDL 3 nu mai continuă. Deși ar fost necesar. Nimeni nu-și dă seama, cred, acolo, sus, că PNDL 1 și PNDL 2 au rezolvat multe probleme din, privind mediul rural. Adică, și în bine vorbesc, mergeți dumneavoastră în orice localitate și vedeți că față de acum câțiva ani de zile, orice localitate în mediul și-a schimbat fața datorită acestui PNDL. Cine a avut idee ca să-l promovează a fost promoveze excepțional. Adevărul e că atunci când caracterizăm, eu știu, sau facem o analiză a performanțelor postului guvern PSD, să luăm în calcul treaba că mediul rural a fost, în mediul rural s-au îmbunătățit foarte multe necazuri. S-au rezolvat foarte multe necazuri. Dar se pare că nu prea sunt actuala putere nu prea ține cu cei de mediu rural. Nu știu care e problema. Mi se pare mie chestia asta, pentru că nu mai există o altă soluție. Nu mai există pentru noi o șansă de a ne dezvolta, o șansă de a acoperi nevoile și nu știu ce are oamenilor de la țară. Așa este. Ce se face? Credeți că se va găsi totuși o soluție pentru înlocuirea PNDL 3? Nu știu. Ca totuși să aveți posibilitatea. Dacă am găsit totuși, eu n-am să înțeleg niciodată. Dacă am găsit o soluție odată și noi suntem convinși că s-au reparat multe probleme, s-au rezolvat multe probleme, s-a schimbat fața satului.
N-am să înțeleg de ce nu promovăm în continuare acest PNDL. Nu înțeleg. Am învățat pașii noi primari sau suntem noi așa făcuți românii ăștia încât să ne punem piedii singuri în continuu de când am intrat în Uniunea Europeană și continuăm cu acest lucru. Nu. Noi trebuie să ușurăm accesarea fondurilor pentru rezolvarea problemelor, că nu pleacă niciun primar pe lumea ilaltă cu ceva făcut aici. Nu. Nu, totul rămâne aici și beneficiază locuitorii acestei localități. Și de fapt e voința lor. Eu nu cer decât atât, să fie verificată strategia de dezvoltare a localităților, care face parte din PUG. Stă la baza PUG-ului. Deci, dacă cineva face altceva decât voința exprimată a locuitorilor prin sondaj, privind strategia de dezvoltare a localității, atunci e vinovat. Nu? Pentru că aia e voința oamenilor. Aia, strategia de dezvoltare e făcută în urma unui sondaj cu cetățenii din localitate.